În numele lui Hristos, cel mai binefăcător, cel mai îndurat. Acest videoclip este tot de sub videoclipuri, adică poate fi prin extensie este orice altceva, orice ce ai propune să faci. Eu mă exprim acum prin videoclipuri, parțial. Și asta, prin vorba de un videoclip, acum vorbim de un videoclip. Dar oricare ar fi spectrul tău de activitate, nu este atât de videoclipul, este, în cazul meu, sunt videoclipul, în cazul oricărui ar fi vaște, este ce trece pe el, orice ar fi, și ce ați depăși modelele sau profesorii. De exemplu, un model, dar să nu înțelegi greșit, ca actor, eu nu sunt actor. Dar un model al meu a fost, după ce am mai crescut, și nu mi-a plăcut de niciodată și unele până nu mi-a văzut, sau nu mi-a plăcut, sau nu mi-a interesat. Dar a fost Al Pacino și este. Ei bine, după cum ați văzut de ani de zile că postez pe Al Pacino cu câteva videoclipuri, azi am avut la noțiunea, pot să fac mai bine ca Al Pacino. Înțelegeți? În ce mă privește pe mine? Bineînțeles, treaba lui, dar eu pentru mine pot să mă exprim mai bine decât să exprim Al Pacino în locul meu. Apoi este există alte modele. De exemplu, Teresa din Liceu, alt model al meu. Am fotografie postată la profil, nu la ea acum, dar nu pot citi cartea și nici nu mai am. Adică eu vreau să zic, n-aș putea să citesc de început până la sfârșit. Nu că m-ar plictisi, ar fi prea mult. Prea mult feminin. După doză. Și sintenie și tot. Dar pentru mine, în ce privește sufletul meu, pot să mă simt mai bine uitându-mă la icoana ei fotografică decât dacă aș cita din cuvintele ei. Pe care să citească înțelepții, doctorii, în teologie, în religie. Eu sunt la nivelul meu. Deci eu spuneam de filocalie ieri. Eu niciodată n-am prea înțeles filocalia, știi, puțin. Am citit în scărare să ai pusnicul și ce-am mai citit. Dar vreau să vă spun că eu sunt cu patericul, adică nu sunt alchimist, eu sunt schior, eu tot timpul învăț să cad. Odată am rugat pe un om să mă învețe judo și m-a învățat doar să cad. După ce am învățat să cad, am spus că nu m-a interesat. Deci asta vreau să vă spun că să-ți depășești profesorii. Al doilea lucru. Profesori în engleză, în cazul meu, în literatură, poezie, în regie, în proză, în teatru, în dramaturgie, mă refer. Să nu te limitezi, vai, sunt elevul lui Chopin. Nu. Metelung. Cu aceasta cred că am spus despre el.